Domeniul dumneavoastră de expertiză care este? Sinergologia. Adică sinergologul este expertul în comunicare verbală și non-verbală. Și atunci acest domeniu, domeniul ăsta încape peste tot, are o paletă foarte, foarte mare. Comportamentul uman. Sunt un patron, am o proprietate, o construcție, un sediu firmei sau un pământ sau un teren și mă gândesc la un dat aș putea fi prădat de hoți. Cum gândiți dumneavoastră când sunteți chemat ca să vă dați părerea? Da, se face o judecată împreună cu cei de la tehnic. Eu, în genere, mă ocup de latura umană, da? În funcție de ce gândește acel proprietar, ce gândește omul, ce își dorește, atunci eu mă pliez pe gândirea lui ca să construim o relație cât mai sigură. Într-o firmă mă ocup de securitatea umană, la modul că eu intru în firma respectivă, studiez personalul în primul rând, le fac anumite profile, după care, în funcție de ce găsim acolo, se face un plan. Un plan de, cum să spun, de apărare, un plan de pază. Un plan de pază. După care intervine tehnicul cu aparatura necesară. Amenințare, poate să vină amenințare, poate să fie vorba de sabotaj, poate să fie vorba de, de rea voință, poate să fie vorba... Sunt foarte multe, și au fost foarte multe cazuri în care am intrat în firmă și am studiat pe oameni criminali verbali, cei care jignesc, cei care... și atunci, detenționând prin autoapărare verbală, se creează și o atmosferă relaxată și plăcută în companie. Sinergologia se bazează strict pe comportamentul verbal și non-verbal. Adică doar discuții față în față? Nu neapărat discuții. Stau și vă studiez de la distanță. Și în funcție de cum vorbiți și cum vă comportați, eu știu ce gândiți. Limbajul vorbirii, metalimbajul, cuvintele din spatele cuvintelor. Și atunci, dacă regula numărul 1 în limbajul trupului, dacă te iei după un singur semnal, ești total greșit. Și atunci eu iau și din comunicare verbală și din comunicare non-verbală și începem să le adunăm și avem tabloul. Plus că mai avem limbajul psihoanatomic. în funcție de durerile sau de bolile omului, îmi dau seama ce gândește, ce gânduri parazite are. Și atunci iau din foarte multe puncte și am tabloul complet.